La vatra Dornei, în weekendul pe care tocmai l-am încheiat, s-a consumat preambulul celei de-a 34-a ediții a sărbărilor zăpezii. Sâmbătă, pe pârtia Veverița, a fost organizat un concurs de slalom paralel, iar seara, pe scena de la Dorna Winterfest, au cântat suciovenii de la Artis Fest. Duminica a fost o zi dedicată folclorului, la fel cum se va întâmpla și cu următoarele 3 zile de duminică, primele 3 din februarie. Au cântat pentru dorneni, dar și pentru turiștii veniți în acest weekend la Vatra Dornei. Diana Ivașcu, Angelica Flutur, Ionuț Candrea sau Grigore German, Grigoraș din Bucovina, așa cum este el cunoscut. Au dansat ansamblurile Păunița din Sângeori Băi și Dorna Dorului din Vatra Dornei. Vă așteptăm la Vatra Dornei cu 3 weekenduri pline de sărbările zăpezii. În următorul, primul din februarie, vor concerta vineri seara trupa Șoie Paparude, iar sâmbătă Fantome și cred că sunt extraterestru. De asemenea, Vatra Dornei va găzdui și campionatul mondial de sanie pe pistă naturală. Este una dintre cele mai importante competiții organizate la sporturile de iarnă de către țara noastră și cu siguranță cea mai importantă găzduită de nordul țării. Peste 100 de sportivi din 22 de țări vor fi prezenți la Vatra Dornei pentru a se lupta pentru titlurile supreme în acest sport. Așadar, e ce face și de asemenea sunt și multe de văzut la Vatra Dornei în următoarele 3 weekenduri. Programul complet al evenimentelor se găsește pe dornawinterfest.ro. De la Vatra Dornei, Doru Bigheu și Liviu Timiș. Grigore, nu ești pentru prima dată la Vatra Dornei, însă, din câte știu eu, pentru prima dată în sezonul rece. Ai avut timp să ajungi și pe pârtie? Încă nu, dar mai am o zi. Mâine sunt liber, sunt prin zonă și cu drag o să ajung și pe pârtie. Într-adevăr, nu sunt pentru prima dată, dar vin la voi, vin cu mare drag și mă simt ca și acasă, pentru că și Cernăuțul și Vatra Dornei și Câmpul Lung fac parte din aceeași Bucovină. Iar Bucovina pentru mine înseamnă altarul sufletului meu. Cum a început noul an pentru Grigore German și care sunt cele mai mari planuri pentru acest an, din care îndată încheiem prima lună? Anul a încheiat foarte frumos și a început foarte frumos. Am fost în Irlanda în decembrie, urmează Italia, acum la început de an. Am reușit la sfârșit de an să scot un album. Vreau în prima jumătate a anul 2017 să mai scot un album cu elevii mei, pentru că la București am un grup de copii. Și cel mai important lucru e să fim sănătoși, să ne păstreze Dumnezeu mintea și vocea. Și bineînțeles sunt importante spectacole și evenimentele pe care le avem, pentru că noi cei care cântăm, cântăm pentru oameni și o facem cu tot dragul și acesta este sensul vieții noastre. Am auzit câteva din colaborările cu copiii de la școala la care tu activezi împreună cu mama Elenei Gheorghe în spectacolul de colinde de la Ciocănești de la finalul anului trecut și ne-au plăcut tare mult. Cum se împacă munca de artist cu cea de dascăl? Să știți că la început nu a fost deloc ușor, acum însă îmi place foarte mult și nu am încercat să fac o diferență între dascăl și artist, cu copiii și cu părinții lor, pentru că este o școală privată. Am încercat să fim o familie, este un lucru foarte important, să nu faci diferențe între ei. Este un lucru important să înveți foarte multe lucruri frumoase și eu le sunt prieteni în primul rând, deși ei mi se adresează cu domnul profesor, cu domnul Grig, cu domnul German, dar suntem în primul rând prieteni, știu ce vor ei, ei știu ce vor, ce vreau eu și uneori ne înțelegem din priviri. Ai colaborat cu ei doar pentru colinde sau ai și alte colaborări ale pieselor? Am și alte colaborări. Anul acesta vreau să scot cu ei un album, un album de melodii populare pentru copii. Ei de fapt fac parte din grupul Mlădiți Elfovene din Clinceni. Sunt 33 de copii și lucrez cu ei de 4 ani. Deci, practic, folclorul nu e o noutate pentru ei. Nu este o noutate deloc și să știți că am, deși sunt din București, de la Clinceni, Bragadiru, dar sunt copii din toată țara, adică părinții unora sunt născuți în Bucovina, alții în Ardeal, alții în Muntenia și am încercat împreună cu ei, cu acești copii, să abordăm fiecare zonă, cum se cade, să-i învăț, să facă diferența dintre Moldova și Muntenia, dintre Oltenia și Bucovina.
Și am reușit anul trecut să duc și în Praga și la Budapesta, am cântat și în Piața Constituției, am fost la toate posturile din București, Canal D și Antena și TVR1. Deci am făcut lucruri frumoase cu ei și dacă dă Doamne, Doamne, simt sănătoși și cu minți, poate și anul acesta reușim să facem lucruri frumoase. Eu sper să ai timp să treci pe pârtie, să te știi, da, cu schiurile sau cu placa? Mai puțin, cu schiuri, da, cu placa nu, mi-ar plăcea, dar mi-e frică. Să știi că noi o să avem săptămâna viitoare un campionat mondial de sanie pe pistă naturală. Vor veni 100 de sportivi din peste 20 de țări. Și dacă nu o să ai timp, poate vii acum la final de weekend. Poate o să vii weekendul celălalt, te dai și cu sania. Mi-ar plăcea, cu sania îmi place, cu schiuri îmi place să mă dau, nu-mi place cu, nu că nu-mi place, mi-e frică un pic de alte sporturi din asta de iarnă, dar cine știe, săptămâna care vine sunt la fel în frumoasa Bucovina și cine știe, poate ajung. Ce ne transmiți celor care ne urmăresc acum la început de 2017? Le doresc un an frumos, un an bogat, să aibă sufletul liniștit, să fie sănătoși, să le fie viața cântec și poveste, iar acolo în căsuța sufletului lor să ardă mereu focul dragostei. Un an frumos! Domnule primar, odată cu această zi de duminică se încheie preambulul sărbărilor și așteptăm weekendurile pline de sărbările zăpezii. Așa este, avem într-adevăr o iarnă activă la Vatra Dornei și după cum am văzut, natura este de partea noastră. Când avem nevoie de adunat lumea în fața scenei, inclusiv căldura a venit și în atmosferă. De la -25 am ajuns la plus. Deci avem toate condițiile pentru a ținea sărbările săpezii în cele mai bune condiții. De asemenea, Vatra Dornei se pregătește să găzduiască și un eveniment de talie mondială. Aici este cheia succesului, apogeul evenimentelor din Vatra Dornei. Cred că în acest apogeu se va minuna multă lume din jurul bazinului Dornei și din toate județele limitrofe. Dar vom avea, cred că, destui și invitați străini care vor însoți echipele lor. Care e părerea agenților economici din turism de până acum? A fost o iarnă cum de mult n-a mai avut Dorna. Eu am convingerea că și agenții economici au o verticalitate și vor recunoaște că această iarnă și această vară a avut un vârf de lance perfect. Deci nu cred că am avut ani mai buni în turism decât sezonul de vară și iarnă care îl petrecem acum.